de câte coruri, de câte fanfară, de vorbește la nunți, de 2-4 ori pe lună, despre familie, despre clasă, tot degeaba. Tot degeaba. Dar când se aprinde flacăra lui Dumnezeu, atunci viața se schimbă. Luăm o altă direcție, fraților. Și vă rog în seara aceasta, acum la sfârșit, Dumnezeu să aprinde acea flacără, acel foc. Așteptăm treziri și așteptăm lucruri mari, minuni mari, dar fără flacără. Încercăm să facem noi foc. Și pe toată reușim așa să facem cumva. Mai stropim cu benzină și mai facem ceva. Dar când nu-i focul lui Dumnezeu, nu merge. Îmi spunea cineva care lucrau întâlna plincă și au întâlnat, cum se spune la noi, care zilește întâlnă. Cu cât mergi mai adânc în groapă, cu atâta vestere, și eu n-am dat. Auzi, din fundul gropii, iese din afară, ies oameni, dar intri într-o frântână, cu cât e mai adânc și te uiți afară vestere. Ciudat. Și în seara aceasta, cu cât păcatul i-a prins în breaja lui, vă rog să vă uitați, oile numai de an, turmă, nu-i numai oaie, e o turmă. În internet, în vacanțe, în weekend. Și dacă am luat un weekend, off. Nu pot un weekend, off. Dar păstorul n-are voie să ai weekend, off. Nu, el e păstor, dar eu am un că-i o oaie de turmă numai de-an. Păștim oaie numai de-an. Ei, spunea fratele despre deslegare. N-ați vrea să le predăm oile în seara aceasta. Țineți într-o oaie. Eu de azi înainte mă duc. Am o altă misiune. Înaintea mea de Canaan. Mă duc la frații mei și mă duc să-i scot, să-i iau. Dumnezeu care ne-a vorbit din foc, mi-a spus că vine cu mine și leste de ajuns. Un Moise care ia o torsătură la 80 de ani. Tata meu bătrân, dar îmi spunea, dacă nu făceai așa, poate muream supărat pe Nicolae. Odată mă întreabă, dar nu s-a fost rușine. Dar cum să-mi fie rușine? Când vrei să rezolvă problema? Frații mei, haideți în seara aceasta să ne apropiem mai mult de Domnul. Am auzit, am cântat, am ascultat, dar în rugăciunea aceasta, hai să-i spunem Domnului că eu sunt prins aici. În alța aceasta de păianjeni care m-a legat. Eram odată într-un loc. Și îmi spunea un tânăr, vreau să scap de lucrul ăsta și lucrul ăsta. Și a spus, uite, citește versetul cu tare, uite, acolo e scris așa, și Dumnezeu te scapă. Și așa i-a dat la mine și a spus, frate, de 11 ani aud că Dumnezeu mă scapă. Și eu nu scriu. Dă-mi o altă rețetă. Ce să fac? Și atunci m-am gândit. Băiatul ăsta are dreptate. Ce să facem? Și atunci îmi zice, trebuie să stăruim. Ca după Duhul Sfânt. Ții minte că ai stăruit după Duhul Sfânt, da. No, acum ne rugăm, ne punem pe genunchi, să ne rugăm și stăluim. Și zic, ca ducă două sfânt, ca ducă două sfânt.
și au durat 2 ore și 5 minute stăpânță. Și când s-a ridicat, mi-a spus, simt că am scăpat. Zic, mai așa am trebuit o săptămână, o lună, se vede. Și trăiește și azi. Are 4 copii, are familie la locul lui și mi-a spus el, dacă nu era stăruința. Eu m-am rugat 5 minute, 10 minute m-am rugat, am postit mult. Dar niciodată n-am stat așa de mult înaintea Domnului. Și am simțit că încet, încet, ca o rugă care se spală, se duce poarta. Și am scăpat de ceea ce eram robit legat. Ei, vedeți, noi venim și venim așa repede, așa, la, ca la gata, gata, frate, trebuie, am terminat. Vedeți, nici operație nu se fac așa. Și când o să avut operație? 5 ore. Dar ce nu s-a trebuit? Și-a avut complicații. Și noi vrem, auziți, boala aceasta a păcatului, voi credeți că e așa, 5 minute s-a salvat. Deci, ca, zi după mine rugăciunea domnească. Gata, ai scăpat, ești liber. Nu ai scăpat. Asta este o înșelătorie. Exact cum era o soră la noi și-a spus la un frate, era în Roulanță, la Timișoara, și-a spus, mă doare tare capul, dă-mi o pastilă, la Chirtună, la Chirtună, o pastilă trece. Să-mi dă pastilă. Te rog frumos că avem, nu mai pot, unde nu mai pot. Sună din fapt, necesită o pastilă. Avea un mentosar. Nu, 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 nu